Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mii de participanți la festivalul toamnei de la Dofteana. Festivitate de absolvire la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna. Târnosirea Bisericii de la Comănești. În ultima zi a lunii august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit, în cadrul festivității de absolvire, primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară. Promoția 2023 a primit denumirea onorifică Promoția Alexandru Iancuza 150, în semn de omagiu adus marelui conducător care a luptat pentru România Unită și modernizarea acesteia. La festivități au fost Nădejda Burciu, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova pentru prima dată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna, secretar de stat Bogdan Ilea, care a reprezentat Ministerul Justiției, comisar șef de poliție penitenciară Dr. Dan Halkin, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău, Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Vasile Budacă, consilier județean. Ministrul Justiției, reprezentat de către secretar de stat Bogdan Ilea, a subliniat importanța pe care o are școala ca instituție de pregătire a personalului administrației penitenciare. Detalii în minutele următoare. Stimată doamnă secretar de stat, onorabil oaspeți din Republica Moldova, preacucernici părinți, domnule director general, domnule director al școlii, stimați reprezentanți ai sindicatelor, stimate cadre universitare, stimați părinți, dragi absolvenți ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, este o bucurie să particip la sărbătoarea voastră. Festivitatea de absolvire reprezintă momentul care prefigurează construirea viitoarei cariere pentru care noua promoție de agenți de poliție penitenciară s-a pregătit sub coordonarea profesorilor și îndrumătorilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Sunt onorat să reprezint Ministerul Justiției și pe doamna ministru Alina Ștefania Gorghiu la ceremonia de depunere a jurământului de credință, moment care marchează finalizarea etapei de formare a agenților de penitenciare. Doresc să amintesc că nu de mult, prin ordin al Ministrului Justiției, școala a primit denumirea onorifică Constantin Bâncoveanu în cinstea voivodului martir, care devine astfel ocrotitorul spiritual al școlii, iar ziua de 14 mai a fost consfințită pentru totdeauna ca fiind ziua aniversară a acestei școli. Mai mult, în luna mai a avut loc reevaluarea școlii pentru menținerea acreditării ca instituție de învățământ militar, evaluare efectuată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământ, iar procedura s-a finalizat cu acordarea calificativului foarte bine și menținerea acreditării, iar pentru acest calificativ meritul revine tuturor cadrelor implicate și celor care s-au format aici. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a fost înființată în anul 1997 și rămâne până în prezent, și sunt sigur că va rămâne și pe viitor, unul dintre principalii furnizori de resursă umană specializată pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și prin faptul că, încă de la încheierea cursurilor, absolvenții sunt pregătiți să lucreze efectiv în acest sistem. Astfel, toți absolvenții care încheie azi școala primesc definitiv statutul de polițist de penitenciare. Aceștia, dumneavoastră, urmând să fiți repartizați într-un timp foarte scurt pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice postului în care veți fi numiți. Dacă la înființare capacitatea școlii era de 100 de locuri, în prezent aceasta a ajuns la 270 de locuri. Iar această componentă este parte a progresului pe care această școală
l-a înregistrat în decursul timpului, succes pe care îl salut și îl voi susține atât timp cât voi îndeplini această funcție. Reamintesc că sistemul penitenciar românesc a trecut în cele trei decenii de când se află în coordonarea Ministerului Justiției printr-o profundă reformă și evoluție, fiind tot mai aproape de exigențele impuse de apartenență la Uniunea Europeană. Pornind de la armonizarea normelor interne cu legislația, recomandările europene și instrumentele internaționale la care România este parte și prin schimbul de bune practici cu sisteme penitenciare europene de referință, precum și prin adaptarea abordării instituționale și interinstituționale a modului de organizare și funcționare a locurilor de detenție, putem spune că sistemul își îndeplinește în prezent rolul de parte integrantă a procesului de efectuire a justiției. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea nemijlocită a polițiștilor de penitenciare care sunt prezenți zi de zi la datorie în unitățile în care își desfășoară activitatea. Fără efortul constant depus de polițiștii de penitenciare, nu se putea produce reformarea sistemului penitenciar din România, care a facilitează în prezent și va facilita și în continuare încorporarea în cadrul legal și în procedurile de lucru a standardelor prevăzute în legislația internațională și recomandările europene în materie. Vă revine dumneavoastră, dragi absolvenți, sarcina de a menține standardul ridicat de pregătire și de conduită, atât pentru îndeplinirea misiunii penitenciare, cât și pentru dezvoltarea instituției. În egală măsură, vreau să vă asigur de sprijinul pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate și vă confirm că Ministerul Justiției este atent la nevoile sistemului penitenciar, fiind preocupat în permanență de îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și de perfecționarea profesională a polițiștilor de penitenciare. În îndeplinirea obiectivelor, sprijinul Ministerului se materializează atât prin suport ferm pentru creșterea progresivă a capacității de cazare, obligații asumate inclusiv la nivel guvernamental, cât și prin asigurarea tuturor condițiilor, atât pentru persoanele private de libertate, cât și pentru polițiștii de penitenciare. În final, mă adresez în mod deosebit vouă noilor absolvenți ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Poliție Penitenciară. Continuați cu dăruire. Misiunea importantă pentru care ați fost selectați și cu care ați fost investiți astăzi prin depunerea jurământului de credință. Acumulați în fiecare zi cunoștințe noi, asimilați orice bună practică de care luați cunoștință. Întrucât școala pregătește și elevi din Republica Moldova, Nădejda Burciu, secretar de stat al Ministerului Justiției din statul vecin, a dorit să mulțumească pentru contribuția importantă pe care o are România la dezvoltarea sistemului penitenciar moldovenesc. Mai multe urmăriți în imagini. Stimate domnule secretar de stat, stimate director general, onorată audiență, dragi absolvenți! Am o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici la festivitatea de absolvire a promoției agenților de penitenciare. Ministerul Justiției al Republicii Moldova apreciază foarte înalt generozitatea României în oferirea acestor locuri de instruire în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare. Dintre toate domeniile de cooperare dintre ministerele noastre, aș spune că segmentul penitenciar este cel mai concret, fructuos și cu impact. Impactul se vede în primul rând în calitatea pregătirii profesionale. Școlarizarea anuală în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare din Târgu Ocna oferă nu doar cunoștințe, informații, competențe și abilități, dar îi formează pe agenții noștri ca oameni. Le modelează caracterele și le inspiră valori. Cei care cunosc cu certitudine că cei care au absolvit Școala Națională Târgu Ocna sunt
uneori sau chiar de multe ori mult mai pregătiți decât ofițerii de penitenciare din Republica Moldova. Această festivitate ilustrează strânsa legătură de prietenie și cooperare dintre țările noastre, atât la nivelul factorilor de decizie și conducătorilor, cât și la nivelul deputanților în cariera sistemului penitenciar. Mulțumim pe această cale conducerii Ministerului Justiției, reprezentată aici de domnul Bogdan Ilea, conducerea ANP și Școlii Naționale în persoana domnului director Scutaru, pentru sprijinul necondiționat și generos în instruirea agenților de penitenciare din Republica Moldova. De-a lungul anilor cunosc că peste 250 de agenți au fost instruiți în școala din Târgu Ocna și sunt sigură că cunoștințele căpătate contribuie la dezvoltarea sistemului penitenciar din Republica Moldova în mod continuu. Mulțumesc domnului director în mod special, domnul Vasile Scutaru, pentru aportul personal, pentru profesionalism, pentru că este un conducător vizionar și un om de calitate rară. Vorbeam ieri cu domnul Ilia și domnul Halkin despre faptul că dezvoltarea unui sistem penitenciar este un proces continuu de construire cărămidă cu cărămidă. Ei bine, Școala Națională a Penitenciarilor, prin programele de instruire, consolidează fundamentul infrastructurii instituționale a sistemului penitenciar sau chiar și a securității naționale. Reușiți în acest mod să contribuiți anual cu câte o cărămidă și la dezvoltarea sistemului penitenciar din Moldova. Felicit pe această cale toți absolvenții, vă doresc succes în carieră, celor din Republica Moldova le doresc să se integreze ușor în sistemul nostru, pentru că știm că realitățile și problemele pot fi diferite sau cu context specific. Rolul dumneavoastră este foarte important în instituirea și implementarea sistemului progresiv de executare, care în Republica Moldova nu există, deci avem nevoie de dumneavoastră pentru a fi o inspirație și model pentru colegii din Moldova. Pe viitor ne dorim să extindem și să beneficiem într-o mai mare măsură de locurile alocate în cadrul școlii, dar și să diversificăm arele de cooperare dintre instituțiile de învățământ, Școala Națională a Agenților de Penitenciare și respectiv Centrul de Instruire din Republica Moldova. Vă doresc tuturor succese și Doamne ajută! Emoționate au fost și rudele absolvenților care au venit de la distanțe mari pentru a participa la acest moment unic din viața copiilor. Zi de mare sărbătoare, sâmbătă la Comănești, când a avut loc târnosirea Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan. Într-un cadru festiv a fost sfințit altarul și lăcașul de cult Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan, al Centrului Social Filantropic, al Casei Mortuare și Lumânărarului, edificii ce aparțin cu parohiei comăneștene, slujite cu smerenie de preot paroh Vasile Ropătoaie și de preot slujitor Costin Milon. La eveniment au fost 47 de preoți diacon din protoieria Moinești și 3 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii și Arhiereul locului, înalt Preasfințitului Achim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Detalii în minutele următoare. Păi de atunci se pare că am venit aici și am instaurat un program care dispăruse, un program spiritual, duhovnicesc, care se făcea la Bobotează. Și am spus, atunci amintiți-vă, de acum nu mai curge decât aghiazmă pe pâraile acestea și nu vor mai devărsa niciodată ca să inunde casele voastre, bunurile frăților voastre și tot ceea ce poate aduce niște ape învolburate ca stricăciune. De aceea vă mulțumim. Și astăzi, făcând recapitulare de toate crucele pe care le-am dus și le-ați dus împreună, în comuniune cu preoții noștri, cu notabilii care sunt responsabili de administrația acestor locuri, e bine, iată că ne bucurăm astăzi că este o zi specială, este o zi când uităm de ceea ce a fost greu, uităm de crucele de povara care a apăsat pe umerii noștri și iată suntem împreună la un eveniment unic, acela de a sărbători Paștele unic personal al acestei biserici sau rusalile. Pentru faptul că astăzi vom invoca Duhul Sfânt
peste casa aceasta pe care a zidit-o cu atâta jertfă, cu atâta greutate, căci nu a fost ușor. Biserica de la Comăneș reprezintă cu adevărat o bijuterie arhitectonică unicată în zonă, construită în stil maramureșan, prin truda membrilor comunității parohiale, a sponsorilor și a primarului Viorel Miron, care, personal și în numele administrației locale, a contribuit anual în a completa finanțarea fără de care nu s-ar fi clădit un asemenea lăcaș de cult. Pe lângă un mare număr de fețe bisericești, credincioși din parohie din împrejurim, au fost invitați de seamă. Este vorba de deputatul PNL Cătălin Aciofu, secretarul de stat Claudiu Năstase, Ionuț Iftimoaie, cetățean de onoare al orașului și unul dintre binefăcătorii bisericii, profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct al ISJ Bacău, profesor Maria Laura Șișca, consilier local și directorul școlii gimnaziale Liviu Ebreanu și avocatul Elena Pașcoa Păvăloaie. Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacucenii și preacuvioși părinți, stimate oficialități, centrale județene și locale, drămăritori creștini, așa cum am spus și acum câteva minute în urmă, suntem la un ceas de aleasă sărbătoare, un moment care va rămâne cu siguranță în memoria noastră ca unul care va marca timpul și locul acestei zone prea frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Sunt momente de bucurie aleasă și orice sfințire de biserică, de nouă casă a lui Dumnezeu, pentru noi și pentru a noastră mântuire, este prilej de mare bucurie duhovnicească. Dar parcă nicăieri nu am văzut o bucurie mai mare ca aici și aseară și astăzi, pentru că mare a fost efortul și mare a fost osteneala zidirii acestui sfânt locaș. Așa cum s-a menționat și în actul de sfințire, mai bine de 20 de ani au fost cei care, în care s-a trudit mult, s-a muncit mult, alături de Părintele Paroh, Părintele Vasile și inimoșii săi credincioși, și la care s-au adăugat fonduri venite din diferite surse de finanțare și care au dus, iată, la împlinirea acestui deziderat de mulți ani ai acestui loc minunat. Cu acest prilej, în alt preasfințitul, Părintele nostru Ioachim a dorit să acorde ca semn al prețuirii și dragostei sale părintești pentru ostenitorii din Via Domnului, pentru preoții care cu timp și fără timp lucrează la sufletul și la mântuirea sufletului și a bunei organizări din punct de vedere administrativ-gospodărește a Sfintei noastre biserici, a decis să acorde celor doi preoți împreună slujitori, Părintelui Vasile Ropotoaia și Părintelui Costinian Milon, distinții prevăzute de către statutul Bisericii noastre Ortodoxe Române. Astfel, pentru Părintele Vasile Ropotoaia, Părintele Lică, îi se oferă distinția de iconom stavrofor și totodată demnitatea de a purta crucea țării de jos. O cruce specială, o distinție specială a Arhiepiscopiei noastre, cea mai înaltă distinție a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu felicitările de rigoare și cu mulțumiri din partea Înaltpreasfinției sale pentru râvna și dragostea părintească pe care a arătat-o de-a lungul timpului. Vrednic este! Vrednic este! Mii de participanți la Festivalul Toamnei de la Dofteana, eveniment aflat la prima ediție. Acesta s-a desfășurat în perioada 1-3 septembrie în piața zonală Dofteana. Festivalul a debutat vineri, continuând sâmbătă și duminică, începând cu ora 17.30. Sâmbătă 2 septembrie, primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, împreună cu aleșii locali și un bun prieten al comunității doftenene, este vorba de consilierul județean Vasile Budacă, au transmis un mesaj de încurajare. Detalii în minutele următoare. Festivalul Toamnei, organizat la prima ediție în localitatea noastră, Comuna Dofteana, și l-aș corecta un pic pe George Cojocărescu, cea mai frumoasă, dar este cea mai mare comună ca număr de locuitori din județul Bacău. Toate investițiile din această localitate nu mi aparțin numai mie, ci beneficiarii sunteți dumneavoastră, cetățenii din localitatea Dofteana, și meritul inclusiv
există și va exista al Consiliului Local Dofteana, care îi rog pe toți, indiferent de culoarea dumnealor politică, să poftească pe scenă, să vedeți și dumneavoastră, pentru că și ei au contribuit la dezvoltarea acestei localități. Vă rog, domnilor consilieri, să poftiți. După cum vedeți, doamna viceprimar, domnul inginer Vasile Hangano, Dădus Birtalan, Gheorghiță Spoială, Ion Clopotaru, Gheorghiță Toderică, Mihai Cătălin, Diaconu Mihai, Mihai Cojan, Șerban Viorel, Odhoze Vasile, Baciu Sebastian și Mihaela Cazacu, care sunt prezenți acum aici, dar ei până la 17 mai sunt. Alții sunt plecați din localitate, alții au problemele lor de familie. Invit alături de mine pe consilierul județean Vasile Budacă, care este consilier județean la nivel de județ Bacău și este direct răspunzător de tot ceea ce se întâmplă pe Valea Muntelui, începând de la Dofteana și până la Ghimeș-Făget. Domnul Vasile Budacă s-a ocupat și se ocupă de această zonă, iar minimum fiecare zi pot să vă mărturisesc că vorbesc de 4-5 ori. Acum vine, este destul de obosit, vine de la Iași, a avut o întâlnire acolo, a plecat la ora 5-17 minute de acolo, i-am spus accelerează la maxim, cu toate riscurile, te rog frumos, oamenii, cetățenii din Dofteana, te așteaptă. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, am organizat la prima ediție și pentru prima dată acest festival pe această locație care o vedeți dumneavoastră. Tot ceea ce vedeți din spatele meu, de la vecinul Isaki Constantin și până la Lăzărescu la depozitul de materiale de construcții, este teren aparținând proprietatea primăriei comunei Dofteana, achiziționat după anii 2018 de când sunt la administrația publică locală din Dofteana, cu banii dumneavoastră și din buzunarul dumneavoastră, din impozitele dumneavoastră, am achiziționat mai întâi 6250 de metri pătrați, am achiziționat aici, alături până în fața gării, 1000 de metri pătrați, iar în anul 2022, 5000 de metri pătrați, acolo unde se află locurile de joacă mai sus. Ministrul Mediului Mircea Fechet a anunțat public că va continua verificarea în teren a implementării sistemului de garanție returnare. Așa cum am anunțat, continui vizite la marile magazine din România pentru a mă asigura că dispun deja de infrastructura necesară pentru sistemul de garanție returnare. Am văzut un exemplu pozitiv la un magazin cunoscut din Băneasa, București. Sistemul instalat la acest magazin fiind operațional 100% și gata să fie inclus în sistemul de garanție returnare. M-am bucurat să aflu că lanțul de magazine este pregătit pentru provocarea acestei toamne și sper ca toți ceilalți retaileri să urmeze acest exemplu. Prin adoptarea sistemului de garanție returnare, transformăm fiecare ambalaj de la băuturi returnat într-un pas mic, dar concret, către un viitor mai verde și mai sănătos pentru copiii noștri, a explicat ministrul mediului Mircea Fechet. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. 37 septembrie, cel va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Vineri, 8 septembrie, cel se menține în cea mai mare parte senin, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.